Un felinar care funcționează cu bășini. Aș fi vrut să-mi iau o cafea pentru că vreau să vă povestesc starea mea de sănătate și ce urmează pe acest canal. Cam așa merg eu după aproape 2 săptămâni de la operație. Și mirosea îngrozitor, ca acum când eu filmez după aceste tomberoane. Mamă, ce fel pute aici. Știți de ce sunt eu curios? Sunt curios dacă încă mai miroase a bășini. Ia. Bă, parcă mai e ceva. Și lumea mă întreabă des câți bani fac cu acest vlog, cu acest canal. Și vreau să vă răspund acum. Păi, vlogul de azi îl începem de aici, din Trafalgar Square, pentru că aici, undeva foarte aproape, se găsește un lucru foarte important și foarte interesant pe de altă parte. Un felinar care funcționează cu bășini. Bășini umane. Să vlog, să începem. Partea bună, când filmez de la 7 dimineața, pentru că acum e 7 dimineața, este că această piață e doar pentru tine. Aici e foarte multă lume de obicei. A, și dacă veniți aici, aveți grijă, aveți și semnul aici, nu călăriți acești lei, pentru că e urât. În fine, doar pentru mine această piață și pentru, nu știu, e un maraton aici, pentru acești alergători de ocazie. Da, o să fie interesantă ziua de azi. Pe de altă parte, aș fi vrut să-mi iau o cafea. Bineînțeles că la ora asta nu e nimic deschis. Aș fi vrut să-mi iau o cafea pentru că vreau să vă povestesc starea mea de sănătate și ce urmează pe acest canal. Pentru că au intervenit câteva schimbări. Dar totul e bine, cred. Hai că am găsit o cafea și cam așa merg eu. Stați un pic să o las aici. Cam așa merg eu după aproape 2 săptămâni de la operație. Merg așa doar într-un picior, dar bă, mă simt extraordinar. Și am împărțit operația în 3 etape pentru că vreau să aibă cumva o logică. Prima etapă e înainte de operație. Vreau să vă zic că mi-a fost foarte frică, de fapt m-am căcat pe mine de frică. Și nu neapărat de operație, ci de anestezie. Pentru că mie nu mi se pare normal să-ți lași cumva viața în mâinile altcuiva, să-ți lași cumva respirația, modul prin care respiri în mâinile altcuiva. Pentru că anestezia a fost de aia totală, adică ai adormit. Și aici am o întâmplare de povestit. În momentul în care mi-a băgat toate chestiile alea în mine, îți dă așa o euforie și acum înțeleg de ce oamenii aleg să se drogheze. În momentul în care mi-au băgat chestiile alea în mine, m-a luat așa un râs și asistenta mi-a zis: "A, ești fericit acum." Da, a fost o chestie foarte, foarte plăcută. Al doilea lucru, după operație, a fost mai bine sau e mai bine decât mă așteptam. Oamenii aia mi-au dat calmante pentru dureri, n-a fost nevoie să iau, chiar nu m-a durut. Adică recuperarea e lentă pentru că nu a fost cu 100 operația, ci lasă să se vindece, dar bă, e lentă, dar e așa cum mă așteptam. De fapt, cum nu mă așteptam, nu e dureroasă, dar e așa cum mă așteptam, adică e foarte, foarte lentă recuperarea. Iar a treia etapă, recuperarea. Ce să vă zic despre ea? Așa cum v-am zis și la etapa a doua, este foarte lentă, dar băiatul vostru se apucă de treabă. Adică acum mă simt mai sănătos și mă apuc de treabă. Dacă ați văzut, am început să postez și pe TikTok, am început să postez și pe Instagram, mi-am făcut și un canal doar pentru shorturi, așa că o să vă rog să dați un subscribe, îl găsiți în descriere. Nu știu când se va termina recuperarea, dar mă simt foarte, foarte bine. Și un lucru aici vreau să subliniez: în aprilie mai am un control să văd dacă totul a decurs cum trebuia, mai am niște rezultate de primit să văd dacă ce fel de țesut era acolo, sunt mai multe chestii, sper ca totul să fie bine și să mă apuc de treabă. De fapt m-am apucat de treabă, de fapt vin vloguri, vreau să fiu constant așa cum eram. Și încă o chestie pe care vreau să vă zic, atât. Legat de operație, primul lucru pe care vreau să-l fac în momentul în care pot să stau în cur ca lumea e să mă duc să mă tund și să mă bărbieresc, pentru că uitați-mă în ce stare sunt. Așa vreau să celebrez această operație. Și acum să revenim la lampa noastră cu bășini. Mergem să o căutăm pentru că nu mai știu unde este. Hai că m-am încurcat pe aici. Asta o fi strada? Nu-i strada asta. Bine, la ăștia mă aștept ca orice în fundătură de asta să fie strada, dar parcă e super dubios pe aici.
Hai să mai căutăm. Hai că am găsit-o într-un final. Strada se numește Karting Lane. E la fel de îngustă. În spate acolo avem Tamisa. În partea cealaltă avem strada care duce la Trafalgar Square, dar acum este închisă pentru că e un maraton. Și pe această stradă se află singura lampă care funcționa cândva cu bășini. Hai să o vedem. Iar un lucru haios despre această stradă e că cei care cunosc povestea felinarului au redenumit strada, au poreclit-o Farting Lane. Vă dați seama de ce. Dar e foarte haios, Farting Lane. Haideți că am găsit-o, e undeva aici și știu că e prea mult în momentul în care spun că lampa asta funcționa cu bășini, dar ea a fost gândită, ea a fost legată de canalizările oamenilor și cumva ajuta la dispersarea mirosurilor și gazelor care se formau în conductele de canalizare. Și mirosea îngrozitor, ca acum când eu filmez după aceste tomberoane. Mamă, ce fel pute aici! Pelinarul e în spatele meu. Și pe lângă asta, gazul din canalizări putea duce la diferite pericole prin faptul că acel gaz putea exploda oricând sub picioarele trecătorilor. Totuși, aceste felinare nu prea au funcționat, deoarece în canalizări nu se acumula atât de mult gaz metan cât să țină flacăra lampei aprinsă 24 de ore pe zi. Și atunci când felinarul se stingea, ieșea gazul, iar pe aceste străzi mirosea ouă putrezite. Așa că aceste lampe au fost cumva conectate la gaz, la rețeaua de gaz a orașului, dar și la canalizările care formau aceste gaze în subsolul străzii. Și atunci ajutau 24 din 24 de ore, ajutau la dispersarea gazului și a mirosului. Știți de ce sunt eu curios? Sunt curios dacă încă mai miroase a bășin. Ia! Bă, parcă mai e ceva. Acest felinar a fost cumva dărâmat, a dat unul cu spatele cu mașina și l-au refăcut. Deci nu mai este originalul. Scrie și pe tablița asta de aici, dar pe tabliță scrie că în continuare ajută la dispersarea gazului din pământ. Dar eu nu prea cred, pentru că acum canalizările și sistemul de ventilație e altul, e mult mai profesional și nu prea cred că asta mai funcționează cum funcționa odată. Dar povestea e interesantă. Și acum că am terminat cu lampa asta fermecată, nu știu ce să fac, să mă duc acasă, pentru că nu prea pot să merg așa super, super mult. Sau să urmăresc și eu maratonul ăsta din spate de aici. Dar cred că mergem să vă arăt Tamisa. Haideți să vă arăt o altă minciună din Marea Britanie. Ăsta, tipul ăsta. Nu știu dacă îl vedeți voi. Haideți că vi-l arăt așa. Ci că a inventat școala de duminică. Sau școala duminicală. Nu știu cum aș putea traduce. Iar acest monument a fost ridicat de către profesori și elevi. Eu nu cred așa ceva, pentru că ce elev a ridicat un monument pentru cel care a ridicat o școală duminica sau cel care a dat drumul la școală duminica sau cel care te-a pus să înveți duminica. Nu se poate așa ceva. Și avem Tamisa, avem roata și am văzut și Big Ben-ul cu parlamentul acolo. Da, cam asta este aici. Iar eu sunt extrem de fericit că am terminat cu operația. Sper acum în aprilie să fie totul ok și cu rezultatul și cu recuperarea și să ne apucăm de treabă așa cum o făceam eu cândva, adică la 2-3 zile să pun un clip. Sper să mă susțineți. Dați și voi un subscribe, un clopoțel, urmăriți-mă pe toate rețelele astea sociale pentru că vreau să produc content. Haideți că m-am întors pe aici pe unde aleargă lumea și vreau să vă zic că, bă, e extraordinar în momentul în care există un maraton la tine în oraș și orașul e închis, sau măcar o parte din oraș. Eu, dacă aș fi primar, i-aș pune să alerge timp de o lună de zile. Nu puteți? Nu știu. Vă biciuim, dar alergați. Pentru noi ceilalți, pentru sănătatea voastră, dar și pentru noi ceilalți, pentru că avem orașul liber. Da? Ia uitați-vă pe ăștia doi. I-aș biciui. Alergați aici o lună de zile. Să pot eu să merg liber. Pentru că în mod normal pe aici nu se poate circula. Bine, acum e și dimineața, dar nu se poate circula. Deci azi dimineața când am venit eu aici nu era nimeni. Și acum uitați-vă. Aici e Trafalgar Square, de unde am început eu vlogul de azi. Da, eu vreau să găsesc un loc unde să-mi beau și eu ăsta. Nu vreau să alerg astăzi. Și lumea mă întreabă des câți bani fac cu acest vlog, cu acest canal. Și vreau să vă răspund acum
Pentru că depinde. Depinde, de exemplu, dacă vizitez locuri în care există o fântână și lumea aruncă bani, vă dați seama că în ziua aia fac ceva bani. Dar în rest nu prea fac. Și am intrat la metrou pentru că afară e frig. Lumea de afară se bucură de alergare, de vreme. Dar nu, e foarte frig. Iar acum, la final de vlog, vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest minunat clip. Să dați și voi un subscribe, un clopoțel pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Iar până data viitoare, nu uitați că vă iubesc pe fiecare dintre voi. Pa!